Deschidem la Psalmul 3. Psalmul 3. Psalmul 3. Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugilui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Ce mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Oprire! Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și îl îmi răspunde din muntele lui cel sfânt. Oprire! Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecele de mii de popoare care mă presoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zurbești dinții celor răi. La Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Spre deosebire de alte părți din Scriptură, Cartea Psalmilor, când psalmistul spune și titlul, cu ocazia cu care a întocmit psalmul, acestea sunt inspirate de Dumnezeu. Mulțumesc. Noul Testament sau în alte părți ale Bibliei, traducătorii pun titlurile cum crede că este bine. De aia nu-i de mirare că într-o ediție vezi un titlu, în altă ediție alt titlu. Dar în Cartea Psalmilor, Dumnezeu a inspirat pe psalmist să ne spună și cu ce ocazie a făcut acest psalm. Și așa spune aici. Un psalm al lui David făcut cu prilejul fugilui dinaintea fiului său Absalom. Este foarte greu când te doare, când te urmărește un vrăjmaș. Dar când copilul tău, cel mai scump al tău, care te-ai jertfit, l-ai iubit, l-ai îngrijit, să vine vremea să se războiască împotriva ta, să vrea ca tu să mori, să dispari, este foarte dureros. Pentru dragoste să se răspundă cu ură. Așa a fost situația cu Absalom. Acum, cei care citesc Biblia și aduc aminte că David a avut o cădere. El a păcătuit cu ocazia lui Bathsheba. Și atunci, ce prestigiu mai avea el în Israel? Gândiți-vă la convestitor al Evangheliei, care te îndeamnă să te temi de Dumnezeu. El ar trăi în prea curvie. Cine l-ar mai asculta? Ar fi o cară pentru Evanghelie. Așa era situația cu David. El era înnegrit și pe terenul acesta Absalom a folosit, a furat inima poporului și poporul acum urmărea pe Absalom și dorea Absalom ca el să ajungă împărat și David să moară. Și de-aia Biblia ne spune cu ce ocazie a făcut acest psalm. Un moment istoric foarte dificil. David zice aici, când se uită și vede, poate era pe un deal și spune, ce mulțime se scoală împotriva mea. Cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Ce mulți sunt vrăjmașii mei. Trei lucruri, vrăjmași sunt mulți, împotriva sunt mulți și nu mai e nicio scăpare. Dacă concluzia este că nu mai e scăpare nici la Dumnezeu, unde să mai mergi? Unde să mai alegi dacă ai în mintea ta, ți se spărăsați, nici Dumnezeu nu te mai iartă. În situația asta era David. Ca și Domnul Iisus, să-l scape Dumnezeu, dacă îl iubește. Lui David a spus, gata, s-a terminat, nu mai e nicio scăpare. Moartea, iată nădejdea lor, asta avea diavolul să pună și inima lui David. Acum nu, viața nu mai are niciun sens. Câți nu ajung să se sinucidă, fie să ia o doză de medicamente otrăvitoare sau spânzărătoare sau alte fel de metode să împuște, nu mai știu eu ce metodă, crezând că nu mai este nicio scăpare. Dar Biblia ne spune că la El este scăpare. Putem să strigăm la El și El ne ascultă, indiferent care este situația. Dar Biblia zice aici, oprire! Oprire, în altă traducere, zice Sela. Sela era o localitate în Edom, în care se putea trece prin o vale adâncă. Mulțumesc!
Deci, Sela era o localitate geografică, o vale adâncă și sus, pe munte, erau depozite de pietre de nisip și când veneau vrăjmașii împotriva edomiților în valea aceea, deci nu aveai pe unde să treci decât până acea loc îngust, de sus arunca pietre, nisip, te baricada și nu mai aveai pe unde să mai treci. Cea mai bună baricadă este cimentul, betonul, nisipul. Dacă se pune pe stradă stop, cu litere STOP, oamenii pot să-l ignore, să nu treacă. Dacă sunt alte semne de circulație. Dar când este o barieră betonată, pe unde să mai treci? Este imposibil. Și așa vrea Dumnezeu să răspundă și în oprire. Davide, într-adevăr, sunt vrăjmași mulți. Mulțime mare se ridică împotriva ta. Ți se spune, nici Dumnezeu nu te mai iartă. Nu mai e scăpare. David zice, oprire. Și versetul 13, dar. Cuvântul dar înseamnă adversativul invers. Dacă îi zic așa, dacă sunt vrăjmași, dacă sunt dușmani, dacă este așa pericol, dar schimbă lucrurile, cuvântul dar, invers. Dar tu, Doamne, tu ești scutul meu, slava mea, tu mi-înalți capul. Pentru trei lucruri dinainte, mulți vrăjmași, multă mulțime, oameni care zic nu mai e nicio scăpare, are acum trei rezolvări. Tu ești scutul meu. Scutul te apăra complet. Deci era, se punea în față și orice săgeată venea, lovea în scut. Dumnezeu este pentru cel credincios ca un scut. Lovesc în el loviturile. Al doilea, slava mea. David nu mai avea nicio cinste, nicio slavă. Cine mai putea să mai respecte situația lui în care era de compromis? Tu care ziceai că ești credincios, care îl dai pe Dumnezeu și ai păcătuit și ai vrut să omori, ai omorât și pe Urie și ai făcut așa ceva, i s-a stricat numele lui și a folosit Absalom acest prilej rău. Dar ce frumos spune cuvântul, că tu mi-înalți capul. Compromisul te face să stai cu capul plecat. Dar Dumnezeu poate să te înalțe, să privești la Domnul Isus. Nu poți să privești la Domnul Isus uitându-te în pământ. De aia zice, voi care treceți pe lângă mine, veniți și priviți la durerea mea. Ce suferință a fost pentru David, dar ce suferință a fost pentru Domnul Isus când a fost pe nedrept. David suferea pentru că a păcătuit și acum erau compromisuri în viața lui. Și zice, eu strig cu glasul meu către Domnul. Deseori noi zicem la frați, roagă-te pentru mine. Dar întâi noi trebuie să ne rugăm. E datoria noastră. Și David a zis, eu strig. Dumnezeu aude strigătul celui ce cheamă la el. Suntem invitați să strigăm la el. Când strigi ceva de disperare, ești ceva în care ai nevoie de ajutor. Mi-aduc aminte, în 1970, am fost cu băiețelul meu cel mai mare, atunci avea 7 ani, la Oradea și atunci, pentru prima dată în istoria aviației, era hijacking de ăștia care furau avioane. Și a început să fie foarte strictă intrarea în avion. Când se intră în avion de la Oradea, zice, dovedește că e copilul tău. În România nu umbli cu pașaport, cu ce să ac de naștere la tine. Domnule, este al meu, n-ai dovadă, te duci doar tu în avion, copilul rămâne aici. Când am intrat în avion și copilul s-a văzut singur, a zis, tată! Și ăla zice, gata, este al tău. Aia era actul lui de naștere. Disperat. Ce frumos să strigăm la Dumnezeu disperații. Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Am cunoscut o soră care era văduvă, era săracă, așa, neajutorată, și a obișnuit să roage cu glasare. Fereastra deschisă, să ruga cu glasare. Doamne, sunt văduvă. N-am pe nimeni. N-am de mâncare. N-am niște lapte, n-am niște cartofi, n-am unt, n-am pâine. Ea spunea Domnului Iisus toate nevoile ei. Ea nu știa că vecinul de alături era ateu, asculta. Și ea dădea lui Dumnezeu lista de bucate, lista de cumpărături. El, omul sărit, s-a dus repede, a cumpărat de la
magazin ce a zicea și încet, încet vine la ușă și agață de clanță plasa cu cumpărături. Acum, e puțin zgomot când pui ceva la clanță și a văzut că ce crede că e cineva la ușă, se duce, nu vede nici pe nimeni, dar vede plasele cu cumpărături. Ia plasele și le pune pe masă. Doamne, să-ți mulțumim că m-ai ascultat. Mulțumim că mi-ai dat lapte, mi-ai dat pâine, mi-ai dat cartofi, mi-ai dat unt. Slăvit să fii mulțumit. Vecinul, femeie, nu Dumnezeu, eu ți l-a dat. Dumnezeu mi l-a dat, dar nu știu că a pus pe dracu să le plătească. Ea a cerut Domnul Iisus. De-aia putem să ne rugăm să strigăm la El. El ne ajută. El nu zice, tu ești prea păcătos, tu ești prea amărât, nu pot să te ajut. Te-am ajutat 50 de ani, 60, 70, acum mă descurc tăti și singur. Putem să apelăm la El oricând și oriunde. Și de azi, așa frumos zice David și ne învață și pe noi să apelăm la El. Eu știu cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde. Biblia zice la, în cartea Iacob, n-aveți pentru că nu cereți. Multe lucruri noi nu le avem pentru că nu cerem. Nu simțim nevoia. Nu ne apasă. Atunci când suntem disperați, strigăm către El. Și iară zice Biblia, oprire. Asta e de pace. Dacă te uitai la mulțimea aceea mare, mai puteai tu să ai liniște? Dar David zice, mă culc, adorm și mă deștept iarăși. Căci Domnul este sprijinul meu. Îți dă liniște, încrederea în Dumnezeu. Exact cum Apostolul Pavel și Sila erau arestați și erau și împutuci și bătuți și chinuiți. Cântau Domnului și au căpătat eliberare. Petru era și el în închisoare și putea să fie așa de liniștit să adormă că îngerul ar trebui să-l îngătească în coasă să se trezească. Pacea care el dă întrece orice pricepere. Și David putea să zică, pentru că se credea în Dumnezeu, mă culc, adorm, că poți să te culci dacă nu adormi. Doctorii îți dau rețetă de doctorii, dar nu poți să-ți dea somn. Patul, se te odine, dar nu, patul nu-ți dă somn. Dar Dumnezeu poate să-ți dea liniște adâncă. Nu mă tem de 10.000 de popoare care el le vedea. Care mă împresoară de toate părțile. Dar cine erau aceste popoare? Erau amoniți, moabiți, filisteni. Erau poporul evreu, care în anturajul lui Absalom, acum erau împotriva împăratului lor. Și se roagă David mai departe. Scoală-te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Ca și când Dumnezeu ar moțăi, Doamne, scoală-te! Cum a zis și Domnul Iisus când era pe corabie, părea că catastrofa se întâmplă. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și David se roagă lui Dumnezeu, îi pasă de noi. Scapă-mă, Dumnezeule! Căci tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei. Este foarte rușinos să fii bătut peste obraz. Dar și Domnul s-a fost bătut peste obraz pentru noi, El cel nevinovat. Și zorbești dinții celor răi. La Domnul este scăparea. Asta este cheia. La Domnul este scăpare. Niciun om nu este obligat ca să te susțină pe tine, chiar dacă tu ești amărât, ai nevoie, ești credincios, nici adunarea, nici familie, trebuie să apelezi la Dumnezeu. Dar la Dumnezeu este scăpare. Este salvare. Ce bine să strigăm la El. Oricine cheamă în numele Domnului va fi mântuit. Oricine. Nu contează că ești bogat, că ești sărac, că ești tânăr sau ești bătrân. Binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Păi înainte zicea că sunt vrăjmași împotrivă. Acum poporul tău. Da, totuși ești în poporul lui Dumnezeu. Așa cum sunt împotriva mea. Sunt poporul lui Dumnezeu. Și David iar zice oprire. Aici cereți mare oprire că s-a terminat cântarea. Totuși, trebuie să te gândești. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul ne-a dat ca să-L rumegăm. Și pentru asta trebuie să ne gândim, să cugetăm adânc. Și ce frumos să citim cuvântul ca pentru noi. Iată, în psalmul acesta ne învață să apelăm la Dumnezeu când este într-o situație de imposibilă. Că nu mai este nicio scăpare. La El este scăpare. Noi nu știm ce tragedie poate să vină peste noi. Să ne moară soțul, soția, copilul, un accident, ceva fatal, am zice noi. Dar la El este scăpare. Nu este o situație să zică Dumnezeu, te-am ajutat până acum, acum mai descurcă-te și tu. Mai lasă-mă în pace.
La el puteți să venim oricând. La niciun șef mare, director, nu poți să te duci când vrei. Trebuie să faci apoi, mă, să vorbești cu secretara. La Dumnezeu nu e nevoie să mergi ca la ortodox în sfinți. Direct la el. Orice oră din zi și din noapte, harul este ușa harului e deschisă, să apelăm la el. Și vă aduc aminte din nou versetul care zice: nu aveți pentru că nu cereți. Putem să cer lui Dumnezeu lucruri mari, lucruri care par imposibile. Dumnezeu este un Dumnezeu care este specializat în minuni. Numele lui este minunat. În America am avut ocazia ca să stau lângă fratele Richard Burman. Sunt de profesia asistent medical, regizorul, cum se cheamă în limba engleză, și până a murit am avut grijă de dânsul și de soția dumneavoastră din punct de vedere medical. Și acolo era un frate care a fost cu dânsul în vreo 70 de țări. Și l-am rugat: frate, din toate călătoriile astea care le-ai făcut, ai ceva care highlight, care subliniază, ceva ți-a rămas în minte? Zice: da, vreau să spun despre visa care a făcut-o la Tokyo. Și în America și în Japonia și în alte țări sunt facultăți unde nu primește decât cei care au luat nota maximă din clasa întâia. Degeaba ai tu la teste, la examene când termini sau examen de admitere, dacă din clasa întâia noi luăm numai 10, cum e în România. Și deci copiii de ăștia eminenți, și l-a invitat să vorbească la ei, cu gândul să le spună de comunism, de alte lucruri. Cartea lui, cărțile dumnealui, peste 70 de cărți care au scrise, au fost traduse în sute de limbi și în Japonia și erau citite și de oameni credincioși. Și l-a chemat la cancelar și a zis: uite, ești binevenit, dar o condiție, nu ne vorbești de Iisus. Frații japonezi traducători au zis: e mai bine să plecăm. Dacă nu prești de Domnul Iisus, ce rost are să vii? Vă promit că nu vorbesc de Iisus. Frații săraci, ce să facă? Nu era un om impunător, nu putea să zică: noi plecăm și te lăsăm singur. Și a rămas acolo și mi-a povestit fratele acela care a fost cu el: vreau să vă spun că apreciez la japonezi felul în care vă purtați cu părinții. Iubiți, îi onorați, cu bunici. Stau la casă, în casele dumneavoastră până mor. Noi în America și în alte țări ducem pe la case de bătrân, la azile, nursing home. Dumneavoastră cu multă dragoste aveți de părinți. Bă, încă și adorați. Eu nu zic că să-i adorați, pentru că ei au un fel de cult al bătrânilor. Popoarele astea, unii din ei și japonezii în special. Deci apreciez lucrul acesta și noi trebuie să luăm model de la dumneavoastră, felul în care vă purtați cu părinții, pentru că la rândul dumneavoastră așa o să poate și copiii cu dumneavoastră, dând exemplu cum vă purtați cu copiii. Al doilea lucru, vreau să vă spun că de Japonia am aflat când eram mic copil de 4-5 ani. În copilăria mea am citit o legendă că strămoșii dumneavoastră foarte mult valorau tigrul. Pentru ei tigrul era simbolul puterii, simbolul curajului, să fii ca un tigru. Tiger în sus, tiger în jos, simbolul ăsta era la ei. Și era ca mascota lor, era un exemplu pentru ei. Și zice, legenda aceea spunea că la un moment dat nu erau tigri. Pentru că oamenii, chiar dacă erau nebuni care iubea pe tigri, alții care cu minte la cap îi omora. Le omora vitele, le omora copiii și tigrii nu aveau viață bună. Însă prințul țării a fost la o vânătoare și la un moment dat s-a rătăcit. Și s-a pomenit deodată cu o tigroaică jos și puișorii de tigri să sugă de acestea, pentru că era lihnită. Era, nu avea în ea lapte să de la puișori. Și atunci a zis așa, a luat cuțitul de vânătoare și a tăiat mâinile, venele de la mână, la două mâine, a picurat sânge în gura tigroaicei și simțământul ei de fiară s-a împrospătat. Omul a căzut jos, tigroaica l-a mâncat și a avut lapte din plin să sature copilașii ei. Și de aceea aveți dumneavoastră tigri. Eu să vă spun că și eu am fost ca un tigru lihnit, dar a fost cineva care nu și-a tăiat. A fost prinț, un prinț, cum acel legendă a fost un prinț, a fost un prinț care s-a lăsat răstignit pentru mine și din mâinile lui au curs sânge. Și prințul, numai despre prinț le-a vorbit. Cum a fost viața lui fără Dumnezeu și cum prințul l-a salvat. Și i-au înțeles că nu erau oameni proști.
vorba de Domnul Iisus. Domnul Iisus este prinț. E și alt nume. Biblia zice, îl vor numi minunat. Mântuitorul nostru este minunat. Și slavă Domnului că avem un astfel de mântuitor. Am crezut în el și pe el îl urmăm. Și așa să ne ajute Domnul să trăim pentru slava lui. Amin.